Primarul Mihai Mazilu spune că este cel mai mare parc fotovoltaic din țară care folosește razele solare pentru producerea de energie electrică. Pentru bugetul local înseamnă încă 5%. Iată că acum vă 2 ani de zile pe acest câmp, cu o valoare aproape zero, păștea vă câteva animale. Acum un an jumate a venit domnul Tumbăr la mine să-mi propună să vadă, să simtă pulsul dacă într-adevăr suntem deschiși la o investiție mare. Am spus da, s-a făcut, de ce să nu recunoaștem risipă de foști, un tip record, s-au parcurs toate etapele cronologice pentru a transforma dintr-un ilaz comunal, care nici măcar acum 2 ani de zile nu era inventariat în domeniul public. Societatea care a asigurat finanțarea este din Germania, iar investiția asigură 80 de locuri de muncă pentru locuitorii din zonele învecinate. Lucrările au fost demarate în luna octombrie anului trecut și au fost realizate în mare parte cu muncitori din județul Gorj. Pe lângă autoritățile locale, la inaugurare au fost invitate și autoritățile județene. Inaugurăm o investiție destul de importantă pentru viața comunității din Cărbunești și nu în ultimul rând pentru activitatea economică a nivelului județului Gorj. Putem spune foarte clar că în județul Gorj există, din punct de vedere al asigurării resurselor materiilor prime pentru producerea curentul electric cu o diversitate de oportunități. La inaugurare a fost prezent și ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură, Lucia Ana Varga. Ministrul a venit și cu o veste bună pentru autoritățile locale. Mi-am propus să vin să-i dau o veste bună domnului primar că o să-i dăm niște fonduri pentru finalizarea investiției de apărare împotriva inundațiilor și cu această ocazie iată că observ și destoinicia domnului primar, faptul că a fost un ales local care s-a gândit în primul rând la cetățeni sprijinind această investiție. Parcul fotovoltaic cuprinde peste 80.000 de panouri solare. Adrian Pavelescu, director pe energie regenerabilă al firmei investitoare, spune că firma este cel mai mare furnizor privat de energie din țară și de aici a venit și nevoia de dezvoltare a unor capacități de producție proprie. Noi, ca și companie, suntem cel mai mare furnizor de energie din țară privat. Avem o cotă de piață de aproximativ 6% conform ultimul rapoarte ANR și estimăm că anul acesta să creștem cu aproximativ 25%. Ideea a venit în urmă cu aproximativ 2 ani de zile, când, estimându-ne nevoile noastre, am încercat totuși să găsim o soluție să evităm fluctuațiile de la bursă, pentru că noi tranzacționăm energia pe bursă și o livram către consumatori.